nativii maimuță care împart aceleași stele, se află în același sector cu aia, numai că sigur și ei reacționează diferit. Întotdeauna există reacții diferite pentru că elementele de la bază sunt cu totul altele și ele dictează și ele. Dar în mare stelele sunt aceleași și foarte important pentru maimuță, trece de la o lună bunicică totuși, pentru că dragonul îi ajuta și aveau succes datorită dragonului, pentru că dragonul este aliatul lor, la o lună de șarpe, da, care e și prietenul lor secret, deci mai mult decât în cazul oii, beneficiază maimuțele de această lună grozavă. Este vorba de acea axă de care vă spuneam, pentru luna șarpelui se creează această axă, deci numai luna șarpelui este o axă de putere pe toate sectoarele de sud. Ar trebui să dăm și anii de maimuță. Da. 56, 68, 80, 92, 2004, 2016. Dacă Anca vă spune această axă, pentru cei familiarizați cu Feng Shui, știm că acel loșu, acel pătrat magic, dacă ne uităm la sectorul de sud-est, sud și sud-vest, iată axa favorizată. Deci tot ce este în zona aceasta, sud, sud-est, sud, sud-vest, va fi favorizată. Aceasta este un aspect foarte bun pentru cei care vor să facă vacanțe în aceste sectoare. Da? Este o perioadă foarte bună de mers în aceste sectoare. Deci, toți o duc bine, adică nu stați să bâșbiți, stai că ăla o duce mai bine decât celălalt. În afară de asta, maimuța, nu uitați că vine într-o zodie de prieten secret, adică are și mai multă putere. Deci este o lună foarte bună pentru ea. Foarte bună. Ar trebui nici să... Da, însă n-am spus că totuși până pe 15 mai și mai maimuțele se mai pot confrunta cu mici probleme de genul mici accidentări. Aveți grijă, sunteți în luna de dragon. Dragonul am spus că vă ajută spre deosebire de cum îi ajuta pe nativii oaie. Însă puteți obosi foarte mult prin munca pe care o faceți sau munciți peste măsură sau sunt prea multe activități în care maimuțele au dorit să intre în această lună de dragon și simt că nu pot să le facă față tuturor. Și atunci și apare acel stres de care spuneam. Mai ales, de exemplu, în perioada asta, maimuțele au plecat și ele la mare. Ori să obosească acolo. Nu vă distrați prea mult, că o să plătiți. Stați mai liniștite. În sensul că, vedeți dumneavoastră, noi ne gândim totdeauna, noi când venim cu aceste predicții, vă spunem ce ați putea să faceți să vă îmbunătățiți viața. Dar astăzi va fi, acestea vor fi predispozițiile după data de 15. Dar acum trebuie să aveți un pic de grijă. Și grija asta vine de la stres. Stresul poate să vină de la distracție excesivă sau de la muncă excesivă sau de la activități excesive. Ceva excesiv, da, spre care sunt ei tentați. Deci pot să apară și conflicte între generații, nativii maimuță, da, care locuiesc cu copiii sau cu părinții lor, depinde. Pot să se certe, da, e un conflict între generații. E vorba doar de cei care locuiesc împreună cu generația mai tânără sau mai în vârstă, depinde. Să spunem, metalonul este maimuța. Ce se întâmplă? Ei trebuie să se calmeze, să se liniștească și să-și găsească o altă preocupare sau un hobby din acesta mai armonios, mai liniștitor și să facă o scurtă pauză. Iată, acum, cum spunea Marian, este o perioadă bună să se mai oprească din această viață trepidantă. Au avut și au în continuare luna dragonului o viață trepidantă. Asta este cuvântul, pentru că e foarte multă agitație acolo în sectorul lor, plus că e și luna de dragon, care este o zodie care dă mai multă acțiune acțiunilor tale, maimuța fiind în alianță cu dragonul, și iată că totul e potențat. Acum, când vine șarpele, vine prietenul secret, dar este o altă stea care îi focusează, îi concentrează, învață să se concentreze pe prioritățile lor și, într-adevăr, au foarte mult succes, mai ales în planul prosperității. Deci mă refer chiar la prosperitatea materială, pentru că aceasta este foarte bine reprezentată, pot să facă investiții, pot să ia decizii importante, pot să conducă bine pe alții, pot să le dea sfaturi bune altora, pot să angajeze pentru cei care sunt, mă rog, într-o poziție mai înaltă, pot să facă angajări cu succes și oameni de bine pentru compania sau firma lor sau, mă rog, locul respectiv. De asemenea,
Li se recomandă, iarăși este un sfat din Feng Shui, să activeze sectorul de sud-vest cu cristale în luna șarpelui doar, da? În luna șarpelui, pentru că a apărea oportunități adevărate, da? Ca să poată ei într-adevăr să fie în adevărată putere și să poată să acționeze așa cum arată și steaua 8 a prosperității. Iar nu uitați că pentru completarea acestui string de putere le lipsește steaua 1, steaua victoriei. Deci dacă ați purta un tricou, noi suntem cei mai buni. Foarte bine. Sau da. Un tricou chiar, fără doar și poate cu un dragon. Pentru că dragonul are steaua 1, luna aceasta, a șarpelui. Nativul Cocoș, care sunt anii? Nativul Cocoș, 57, 69, 81, 93, 2005, 2017.